Bună ziua, sunt Valeriu Vasilică și vă invit să urmăriți cea de-a 137-a ediție de dezbatere din ciclul Dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice. Dezbaterea de astăzi se intitulează Societatea moldovenească în pandemie, lecții învățate, lecții de învățat. La ea participă de aici, din sala IPN, doamna Rodica Ciobanu, doctor în filozofie, Universitatea de Stat din Moldova. Vă salut, doamna Ciobanu. Domnul Gheorghe Ierizanu, editor, editura Cartier. Vă salut, domnul Ierizanu. Și de la distanță, expertul permanent al proiectului nostru, domnul Igor Boțan. Domnul Boțan, ne vedeți, ne auziți, vă vedem, vă auzim. Da. Vă salutăm pe toți. Vă salut. Dezbaterea noastră poate fi urmărită pe pagina electronică a agenției ipn.md, pe pagina de Facebook, IPN Agenției de Presă și pe canalul de YouTube al agenției. Alte detalii referitor la procedurile, cum puteți adresa întrebări participanților, inclusiv la numărul de telefon 0691555495, și aceste și alte detalii le vedeți pe pagina noastră ipn.md la rubrica anunțuri. Aș vrea să încep discuția de astăzi un pic mai netradițional. De fiecare dată mi se pare potrivit să întrebăm de ce această temă și de ce acest format. Acum vreau să răspund la această întrebare printr-o glumă frumoasă, după mine, care a apărut ieri în rețelele de socializare. Unul din colegii de Breaslă, Vlad Bercu, un jurnalist pe care îl respect foarte mult, e un pic mai vârstă decât mine, o să vedeți că contează elementul acesta de vârstă, a scris pe Facebook următoarele. De când cu izolarea am început să cumpăr flori soției. N-o fi asta de la virus. Poate sunt asimptomatic. Îi răspunde un alt coleg jurnalist, pentru care de asemenea am mult respect, Andrei Mardari, și îl întreabă, e spovedanie sau pocăință? Este adevărat că e o glumă, doar că după mine acest dialog se înscrie minunat în tema pe care vrem să o abordăm și anunțată în titlu și prin prisma prin care vrem să facem acest lucru. Aceasta pentru că împreună cu invitații noștri vom încerca în cele ce urmează să vedem dacă autoizolarea sau pandemia în general ne-a stimulat, ne-a obligat, ne-a sugerat anumite modificări de comportament, de gândire, de relaționare cu noi înșine și cu cei din jurul nostru, dacă am fost capabili să simțim acest stimulent, această constrângere, această provocare, dacă vreți, și poate că în formă mai concentrată acest dialog indică asupra scopului general al discuției noastre de astăzi. Dacă în dimensiunea dintre pocăință și spovedanie s-au produs, s-au putut produce schimbări, modificări la care ne refeream anterior, dacă am fost capabil să facem acest lucru și eventual mai spre sfârșit să înțelegem la ce ne putem aștepta, dacă aceste modificări s-au produs, se produc sau dacă nu s-au produs și nu se produc și eventual nu se vor produce. Dar până sper să putem răspunde la aceste întrebări împreună cu invitații noștri, care, după mine, sunt foarte buni cunoscători ai comportamentului, sufletului, minții omenești. Dar până a trece la dezghiucarea temei în ansamblul ei, cred că pornim ca și de fiecare dată, ținând cont de caracterul și instructiv al proiectului nostru, de la noțiunile pe care le vom folosi, domnule Boțan, e rolul dumneavoastră, ce e asta o epidemie și o pandemie, dacă putem vorbi în acest caz de provocări, dar și de oportunități,
Dacă putem vorbi, nu este foarte nefiresc să vorbim despre niște beneficii ale pandemiei și eventual, ca să justificăm, poate prin ultimul element, necesitatea acestei teme, să vedem dacă în alte state ale lumii, ale Europei, din vecinătate, din regiune, pandemia produce astfel de modificări sau ce fel de modificări produce. Domn Boțan, vă rog mult. Mulțumesc, domnule moderator. Bună ziua tuturor. Dacă e să ne referim la definiție, epidemia este o boală, o maladie contagioasă care atinge anumite proporții pe un anumit teritoriu. De obicei sunt așa numitele praguri de epidemie, care dacă pe un anumit teritoriu rata de îmbolnăvire ajunge la 5%, se declară epidemie. Pandemia este aceeași epidemie la dimensiuni internaționale, adică sunt mai multe țări, de fapt, în cazul COVID-19, practic întreaga lume este, cu excepția, dacă nu greșesc, statisticile arată că doar vreo 20 de țări nu au fost atinse de această epidemie, de aia și o numim pandemie. Dacă ne referim la statistici, vedem că rata de 5% nu a fost atinsă nicăieri, deci este ceva atipic. În Republica Moldova avem doar un sfert de procent din cetățenii noștri care s-au contaminat cu această boală. Cu toate acestea, este foarte periculoasă. Știm cu toții care sunt efectele, nu voi vorbi în termen medical pentru că nu sunt expert, dar vedem cu toții că această pandemie a atacat în primul rând economia, ne-a subminat stilul de viață obișnuit. Când spun stilul de viață obișnuit, este acel stil care ne ia cu valul și în ocupațiile noastre cotidiene, lăsăm la o parte alte lucruri la care v-ați referit chiar dumneavoastră atunci când ați invocat exemplul colegului, iar efectele sunt extrem de grave pentru societate. Așteptările sunt că vom avea o cădere a economiei cu aproximativ 6%, mai mult decât se planifica inițial. La nivel mondial, această cădere a economiei poate fi și mai gravă. Iar de aici vin un șir de alte probleme. Suntem nevoiți să ne autoizolăm și dacă ne autoizolăm, sigur că avem timp să medităm asupra lucrurilor nesoluționate, să încercăm cel puțin să le aducem în ordine. Și aici răspund la solicitarea dumneavoastră de a încerca să vedem dacă acest fenomen negativ, eu cred că este foarte negativ, poate avea și unele trăsături pozitive, pornind de la maxima că orice medalie și are parte de revers. Reversul acestei medalii cu certitudine există, dar eu cred că explorarea părților pozitive ale acestui fenomen sunt departe. Și aici vreau să mă refer la niște lucruri care au fost generate, niște fenomene care au fost generate de această pandemie. În primul rând, întreaga societate și guvernarea a trebuit să se gândească la ceea ce numim astăzi învățământul la distanță, prin noile tehnologii informaționale. În sfârșit, guvernanții, nu doar din Republica Moldova, dar din majoritatea statelor lumii, au trebuit să facă o revizie a sectorului de sănătate din fiecare din țările care au fost afectate de această pandemie. Dacă ne referim la Republica Moldova, chiar ieri Ministerul Economiei a lansat proiectul foii de parcurs pentru comerțul online și este un document care va trebui să fie implementat, dacă va fi adoptat de către Parlament, în următorul an de zile. Acolo sunt acțiuni care pot fi
îndeplinite timp de o lună, de jumătate de an, de un an de zile, de 2 ani de zile. Domnul Bosan, la modificări concrete o să revenim pe parcurs. Vă întrebam dacă în lume se resimt, noi mergem în pas cu lumea, dacă așteptăm niște modificări sau suntem idealiști și așteptăm doar noi să ne schimbăm? Nu, noi nu suntem idealiști, pentru că dacă vorbim despre combaterea COVID, atunci vedem că autoritățile moldovene sunt pe fir cu Organizația Mondială a Sănătății. Vedem că autoritățile din Republica Moldova, atunci când au introdus stare de urgență în Republica Moldova, de fapt s-a inspirat de la țările din regiune și din Uniunea Europeană, privind măsurile de precauțiune, și vedem că actualmente, după ce a fost depășită starea de 2 luni de zile, de stare excepțională de 2 luni de zile, am intrat în stare excepțională sanitară până la 30 iulie. Deci, din acest punct de vedere, vedem că Republica Moldova urmează fidel recomandările Organizației Mondiale a Sănătății și, respectiv, ia în considerație experiența țărilor din, în special din preajma Republicii Moldova, din Uniunea Europeană. Este adevărat că statisticile din Republica Moldova actualmente, după mai bine de 2 luni, aproape 2 luni și jumătate de stare excepțională, statisticile arată un lucru greu de înțeles. Deci avem un segment constant de oameni contaminați activ și marea îngrijorare în societate este că acest număr nu scade, din păcate. Deci avem cam același număr, dar în ultimele 2 luni de zile avem cam același număr de oameni care sunt contaminați, adică... Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Boțan! Revenim la dumneavoastră, rămâneți cu noi! Domnule Rizanu, domnul Boțan a acceptat în linii generale că modificările sunt necesare, sunt reale și la noi ca și în lume. Domnia sa ne-a prezentat și anumite exemple. Este adevărat că în mare parte ele se referă la comportamentul, modificările în comportament autorităților. Noi ziceam că în discuția de astăzi ne-ar interesa în special modificările din comportamentul societății. Această pandemie, din punctul dumneavoastră de vedere, a avut capacitatea, are capacitatea, pentru că durează încă, să schimbe ceva în comportamentul, mentalitatea societății moldovenești, și dacă societatea moldovenească e capabilă să înțeleagă aceste semne. Eu nu sunt obișnuit să vorbesc în plan general despre lucruri care nu le pipă. Întrebarea dumneavoastră e cam așa, adică cum văd societatea. Societatea e diferită, oamenii sunt diferiți. Avem oameni care au respectat cele 2 luni de carantină impuse, avem oameni care au intrat în carantină și nu le-au respectat, că după 2 luni de stare de urgență să descoperim că degeaba am stat și am oprit economia pentru 2 luni, fiindcă, ce spunea și domnul Boțan, ultimele 2 săptămâni avem aceeași tendință de 150-200 de bolnavi zilnic. Și eu încerc să explic prin activitățile politice și manifestațiile care au fost la începutul lunii mai, pe 1 mai și 9 mai. Nu știu dacă sunt suficiente. Am văzut că premierul Chicu explică prin situația din transport. Dar oamenii sunt diferiți. Sunt oameni care au devenit foarte empatici, fiindcă aveau o deschidere, câte empatie, pur și simplu pandemia i-a făcut să developeze mai tare. Avem oameni șmecheri care s-au folosit de pandemie. Societatea e foarte diferită și nu vorbesc doar despre societatea din Republica Moldova. Adică oamenii sunt tot un om. Punctul dumneavoastră de vedere, doamna Ciovanu, dacă, o secundă vă rog, dacă pandemia a avut capacitatea să inspire niște modificări și dacă societatea a avut capacitatea să le simte. Dacă urmărim tot ceea ce s-a produs pe această perioadă în care am intrat noi în pandemie declarată de oficialitățile statului, fiecare cetățean al Republicii Moldova, probabil eu mă asimilez cu ei, atunci când era undeva departe, nu este la noi. Și la noi nu poate să ajungă.
Imediat în zilele următoare, după declararea situației de carantină, toți am înțeles că lucrurile nu sunt atât de simple cum ne-ar fi părut la o primă vedere. Și un lucru important, probabil, pe care cel puțin eu l-am sesizat și care cu acuitate îl simte fiecare cetățean conștient și responsabil în această situație, despre care spunea și colegul meu, cu stare de carantină respectată de cineva și mai puțin respectată de alții. Câmpul de bătălie dintre pandemie și oameni se dă în spațiul social, în căutarea unor reguli pe care noi le-am pierdut, pentru că suntem obișnuiți să fim oamenii raționali și oamenii care adaptați unui sistem juridic să existe o reglementare, o regulă pe care o respectăm și după care sunt ordonate activitățile noastre zilnice. Și atunci, în momentul în care mediul ăsta, contextul în care s-a derulat pandemia, deci până la urmă, pentru Republica Moldova, psihologic n-a fost unul pregătit. Pentru că eu mă gândeam, după două săptămâni, neieșind pe nicăieri, prin spații publice, în spațiul orașului Chișinău, pe străzi, era foarte multă lume care se plimba, discuta în grupuri mari. Și atunci eu mi-am pus problema aceasta, cât de raționali sunt oamenii, cât de conștienți sunt de consecințe și cât de responsabili sunt pentru ei și pentru cei care sunt în jurul lor. Și atunci măsurile care se iau, pentru că orice sistem organizat, orice guvern, indiferent de măsurile pe care le va lua și le va implementa pentru a schimba conduitele, comportamentele, ele nu se schimbă peste noapte. Este nevoie de timp. Da, mulțumesc mult. Am să vă rog și pe dumneavoastră, domnul Boțan, să gândiți, să judecați în prisma întrebării pe care, așa generale cum am pus-o, dacă pandemia a avut capacitate și dacă oamenii au avut capacitate. Dar până atunci nu am reușit să citesc, avem o întrebare. Eventual, dacă se potrivește pentru cineva dintre invitații noștri, pe parcurs vă rog să răspundeți. Întrebarea de pe Facebook, de la Sofia Durleșteanu. Bună ziua, nu știu dacă e la tema dezbaterii întrebarea mea, dar o adresez în speranță că se face un pic de lumină. În ultima vreme se vehiculează opinii despre achitarea unor sume de bani pentru apropiații persoanelor răpuse de diferite boli pentru ca acestea să fie înmatriculate la decedați de virusul SARS-CoV-2. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale neagă aceste afirmații apărute în spațiul virtual, venind cu recomandări de a semnala despre aceste cazuri. Dacă cunoaște ceva de la colegii dumneavoastră, jurnaliști de investigații, vă rugăm să ne relatați. Mulțumesc și sănătate! S-ar putea că este o întrebare pentru jurnaliști mai mult, dar ca un fenomen care apare în spațiul public și despre care oamenii discută în contextul temei noastre, s-ar putea să vă dați cu părere, vă rog. Domnul Boțan? Da. Ca să răspund direct la întrebarea domniei voastre, sigur că impactul este unul vizibil și sondajele de opinie arată acest lucru. Deci au fost reanimate la pachet toate teoriile conspiraționiste. Deci noi vedem acest lucru care este exact în sondajele de opinie și vedem discuțiile care au loc. Și aici, pentru că ne aduceți în această aulă, trebuie să recunoaștem că această pandemie are impact asupra percepției cetățenilor. Cetățenii, foarte mulți cetățeni, discută acest lucru despre faptul că acest coronavirus a fost unul elaborat în laboratoare și că a fost diseminat în mod deliberat pentru anumite scopuri și deja vedem care sunt consecințe. Din acest punct de vedere vreau să spun că impactul este pe față. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem cu toții că în afară astfel de situații este foarte important să înțelegem că cercetările științifice care se fac pentru a combate acest virus, găsirea antidoților, mă refer aici la vaccine și așa mai departe, sunt de asemenea pe larg discutate. La asta se adaugă și problema legată de
antenele 5G și avem întreg complex de factori care cumva readuce în prim plan această teorie a conspirației. Din acest punct de vedere, trebuie să recunoaștem că aceste cercetări științifice, aceste noi tehnologii trebuie abordate cu maximă atenție. Nu trebuie să ne lăsăm pradă acestor teorii conspiraționiste, dar din punct de vedere etic știm cu toții că atunci când se fac cercetări științifice și se dezvoltă tehnologiile, trebuie să fim foarte, foarte atenți la aspectele etice ale problemelor respective. Și recunosc că pentru mine a fost foarte interesant să observ acest fenomen și acest fenomen nu este numai în spațiul nostru. Am văzut scandalul care a avut loc în luna mai în cadrul Bisericii Catolice, am văzut cum a reacționat Biserica Ortodoxă din Republica Moldova după ce Congresul, cum se numește, Congresul Poporului Rus, o organizație care este afiliată cu Patriarhia de la Moscova, a lansat un apel către organele de anchetă din Federația Rusă, am văzut că și în Republica Moldova, Biserica noastră ortodoxă, cumva, a intrat în aceeași albie și a venit cu două apeluri către autoritățile din Republica Moldova. Sunt probleme care, într-adevăr, sunt foarte interesante și trebuie să fie discutate din punct de vedere sociologic. Iată încă un aspect foarte interesant legat de... Da, și apropo, cred că toată lumea, cel puțin eu, am recitit Cimitirul de Praga, de Umberto Eco, pentru a-mi reaminti despre instrumentarul pe care îl folosesc cei care promovează teoria conspirației. Mulțumesc mult! Eu am reținut, domnule Rizanu, predilecția dumneavoastră pentru discuții, teme mai înguste, mai concrete. Vă promit să ajungem și la aceste abordări sectoriale în referitor la eventualele modificări sau realele modificări. Dar haideți să vedem totuși un pic mai mult cum stau lucrurile, iarăși la nivel mai general. Dacă pandemia a avut capacitatea să influențeze modificări nu doar în sectorul sanitar. Noi până acum despre asta am discutat. Dar în scara de valori a societății moldovenești. De exemplu, până la pandemie, aproape toate sondajele pe parcursul foarte, foarte multor ani arătau interes sporit din partea cetățenilor Republicii Moldova în ceea ce se referă sărăcia, viitorul copiilor, salariile, șomajul, deci într-un domeniu un pic mai îngust, dacă ne referim la valori ca noțiune generală. Un domeniu așa, mai mult social, economic. Dacă această situație în care suntem acum încă generează necesitatea modificării atitudinii oamenii, comportamentului oamenii, în alte valori, de exemplu, familie. Noi am început cu asta. Valori, bunătate, toleranță, solidaritate, valori naționale, patriotice, de exemplu, au revenit o bună parte dintre migranți acasă și înțeleg că aici nu e vorba, ca exemplu, nu e vorba doar de faptul că s-au ferit de undeva, de un pericol. Până la urmă, acești oameni plecați și-au amintit și-au dat seama că patria este și un ultim refugiu în care își poate găsi, nu știu, liniștea, securitatea. Vă rog să atitudinea față de migranți care a fost chiar de la început, fiindcă primul om bolnav de COVID în Republica Moldova a fost un migrant. Și atitudinea a fost ca față de leproși, adică în momentul când oamenii au fost s-au pomenit cu problemele cotidiene în fața lor și au încercat să revină acasă,
statul prin reacție care a fost, n-a fost una binevoitoare, în primul rând, a fost una de nepăsare și după aia i-a mai obligat și dacă veniți, atunci cumpărați polițele. Polițele medicale. Ca reacție, adică senzația mea a fost că statul și societatea moldovenească i-a privit pe cei care mai bine de 10 ani întrețin cei care au rămas în Republica Moldova și întrețin și banii lor ajung și la bugetul Republicii Moldova, atunci când au nimerit într-o situație proastă, practic toți au uitat. Reacția mea a fost că eu am încercat să le ofer e-book-urile gratuite a editorii Cartier care erau pe platforma lui Jobs, fiindcă până la Prut cărțile digitale Cartier se vând în spațiu, în fost spațiu sovietic, spațiu gri, nu avem acces la molul electronic al lui Steve Jobs. Și gestul meu a fost anume pentru emigranți ca reacția mea personală la reacția societății și a conducerii. Reacția dumneavoastră în sens cantitativ sau ca exemplu dumneavoastră prevalează asupra reacției negative? Nu prevalează, fiindcă este un gest mic. Nu are cum să prevaleze asupra. Deci o modificare la care v-ați referit dumneavoastră ar fi cu semnul minus. Da, cu siguranță. Adică societatea a reacționat foarte urât la cei care munceau peste hotare și când și-au pierdut joburile au vrut să revină în țară. Doamna Ciobanu? Referitor la categoriile de valori la care mă refeream, s-au simțit modificări? Le simțiți dumneavoastră? Este foarte ambițios să vorbim despre schimbarea valorilor, pentru că ierarhia valorilor într-o societate poate fi atribuită generațiilor. Deci, pentru fiecare generație noi vom avea valori superioare, majore, importante, cum ar fi patriotismul, solidaritatea, responsabilitatea, libertatea, drepturile omului, ceea ce avem filozofia zilelor noastre, și vom avea societăți de nihiliști, deci în care oamenii trăiesc în afara valorilor. Acum, revenind la problema mai îngustă a valorilor raportate situației date, eu mi-am amintit de profesorul meu, Dumitru Borțun, care zicea într-un eseu, scria un lucru foarte frumos și undeva se pretează pe subiectul maladiilor, tratamentului. Zicea că atunci când avem o persoană apropiată, un frate, o soră, un iubit, o mamă, un tată care suferă de o boală, încercăm să găsim cel mai bun doctor pe care să-i oferim și să-i încercăm să-i salvăm viața. Și zice exact așa, unii dintre noi sunt care își mai iubesc țara și care vor căuta să încerce, trecând peste puterile personale, ca să schimbe situația. Acum, noi am asistat în această perioadă în solidarizarea societății, în tendința de a coopera, colabora și a ajuta sistemul public pentru ca să facă față acestei provocări. Ceea ce este un semn bun, cred eu, pentru că problema care nu a atins direct o persoană care să fie molipsită de acest virus, ea a încercat să salveze o altă persoană. Și atunci, acest început, eu cred că trebuie regândit sistemul valorilor, dar el trebuie cultivat. Cultivat astfel încât simțul responsabilității, simțul solidarității să fie dezvoltat în timp. Pentru că în condițiile și iarăși aici în o altă lucrare citeam pe timpuri și spunea că renașterea s-a născut pe problemele unei similare. Deci și nimeni atunci nu s-a gândit la faptul că sunt insuficiențe, sunt lipsă de cunoștințe, este numărul de mortalitate în creștere, problema demografică care o treime din populație atunci a dispărut, a trecut în neființă, dar care până la urmă a trecut la niște valori frumoase pe care s-a construit Europa
O precizare la ceea ce spuneți dumneavoastră, cum pot fi cultivate valorile? Dacă îmi permiteți, de regulă nu practic, dar uite că de data asta am tocmai două glume într-o temă. Am citit undeva, mai de demult, exemplu unei țări mari, nu dau numele țării, că înțeleg că e o glumă, unde trăiesc milioane, miliarde, infectați cu COVID 492, de exemplu, decedați 12, bătuți 24 de milioane, nu știu cât, în gips 44 de milioane. Deci e o modalitate de a cultiva valorile. Noi pe ce ne putem baza când vorbim despre cultivarea valorilor? Este, știți, în literatura științifică și istorică este un termen, o formulă în care se așa numitul sindrom al insuficienței. Insuficiență sau înapoiere, deci în literatură, fiind conjugat cu două atribute. Deci unul, lipsurile materiale, problema materială, ceea ce și dumneavoastră ați făcut referință la acele sondaje care arată că problema materială este o problemă importantă pentru cetățenii noștri, și a doua, lipsa de cunoștințe. Și iată aici, educația, sistemul educațional, el trebuie regândit. Deci noi trebuie să punem accentul pe copiii care vin, pentru că ei sunt generația, dar ei trebuie să aibă modele. Modelul trebuie să fie cel... Mulțumesc mult, domnul Irizanu. Cartea poate cultiva valorile despre care... Este un element, dar ascultând ce spune doamna, mi-am dat seama că de fapt COVID-ul a dezvelit două probleme grave care noi le-am avut și le-am neglijat în cei 30 de ani de independență. E vorba de sistemul sanitar, care datorită COVID-ului lumea a atras atenția și obligatoriu vor trebui să fie schimbări radicale în sistemul sanitar din Republica Moldova, și a doua problemă care de asemenea datorită COVID-ului s-a dezgolit, e vorba de sistemul educațional. Adică sunt două probleme esențiale. Pe de altă parte, voiam să spun, domnul Boțan vorbea de romanul lui Eco, Cimitirul din Praga, dar și chestia COVID-ului din 2020 a fost prezisă de o scriitoare din Israel prin anii 90, care a făcut inițial un scenariu pentru un serial TV, după aia a făcut un roman care se numește 2020, în care vorbește despre o pandemie la nivel global. Cartea a apărut până în 2000. 96-98, n-a fost tradusă în română, și vorbește despre o pandemie la nivel global în care Organizația Mondială a Sănătății a instaurat, în carte se vorbește despre oameni răi, care a instaurat o dictatură și a condus, datorită s-a folosit de pandemie ca să conducă lumea mai departe. Pe de altă parte, ceea ce vorbea de asemenea domnul Boțan despre prietenii Rusiei sau structura care era apropiată de Biserica Ortodoxă Rusă, exact același lucru se întâmplă la începutul secolului 20, în care vorbește foarte detaliat și cu date, exact cum se folosesc de fricile oamenilor puterile autoritare. E foarte bine descris în cartea lui Mihail Zăgăr, Imperiul trebuie să moară, portrete ale Revoluției Rusiei de la începutul secolului 20, la 1900 până la 1917. Adică, dacă vorbim de carte, m-ați întrebat de carte. Cartea, adică cărțile prezic și vorbesc despre toate acestea, dar proximitatea, cel care citește, nu are proximitatea faptului. Adică el o privește ca o chestie care va fi cândva, dar nu obligatoriu mă va viza direct pe mine. Iar ceea ce vorbea întrebarea doamnei Durleșteanu, este o întrebare care face parte din fake news-urile din această pandemie în care lumea se folosește de frica oamenilor, fiindcă exact aceeași întrebare cu bani plătiți medicilor ca să-i declare bolnavi de COVID. Săptămâna trecută eu am ascultat reportajul la RFI făcut în România. E exact cu aceleași, cu cifre concrete, ce sume se apelează, dar este un
o știre falsă utilizat pe, în situația incertă în care suntem noi acum. Pe de altă parte, iarăși cărțile. Atunci când vorbim despre sfârșitul, criticul și istoricul literar Boierescu a dat niște fragmente din diferite opere literare în care vorbește cum reacționează lumea după sfârșitul pandemiei, după gripa spaniolă din anii 18-20 ai secolului trecut, după tiful din 45-46, după ciuma din, sau ciumile, lanțurile de pandemie din Evul Mediu. Și lumea iese în stradă și se bucură atât de mult cum nu s-a bucurat până la pandemie. Adică apare și în momentul când se încheie o pandemie, lumea încearcă să revină la, la viața cotidiană cu o bucurie mult mai mare decât era obișnuit să-și trăiască, să-și trăiască bucuria până atunci. Da. Adică toate chestiile astea sunt în cărți și există de ani buni. Pe de altă parte, pandemiile sunt de obicei marile epoci ale lumii, sunt despărțite prin crize de felul ăsta. Adică primul război mondial cu gripa spaniolă, al doilea război mondial cu tiful, renașterea care a venit după ciuma din Evul Mediu, bine, acolo lanțuri de ciumă, care toate veneau, de fapt, din China și în Evul Mediu. Primii care au adus ciuma au fost marinarii italieni, genovezi, cred că îmi scapă localitatea, care au venit cu corabia din China. Și noțiunea de carantină tot italienii au introdus în Veneție. Mă tem să continui firul gândului dumneavoastră. Domnul Bosan, mai sunteți cu noi? Da, da, da. Dumneavoastră, punctul de vedere asupra modificărilor din valori și mecanismele prin care pot fi cultivate, pornind de la situația în care suntem. Deci, noi am încercat să facem și cred că am reușit să facem un fel de diagnostic pentru situația. A crescut șomajul în perioada respectivă. Au venit câteva zeci de mii, dacă nu... Domnul Bosan, dumneavoastră ne vedeți? Da, eu vă văd. Da. Și vă aud. Eu nu vă văd, colegul? Noi nu vă vedem. Noi nu vă vedem. Eu vă văd pe toți. Eu vă văd pe toți. Haideți să continuăm așa. Da. Da. Ok. Da. Spuneam despre diagnostic. Noi avem o situație reală și cred că această situație reală, dacă o desemnăm adecvat, ea ne va sugera și idei pentru blocul valoric la care vă referiți dumneavoastră. În urma acestei pandemii, noi, concret aici în Republica Moldova și nu doar în Republica Moldova, avem creșterea șomajului. Noi avem o problemă cu diaspora noastră. Cred că o bună parte din oamenii din diaspora s-au întors în Republica Moldova și evident ei trebuie să-și găsească un loc de muncă, trebuie să-și găsească resurse pentru a trăi. Asta creează probleme. Criza economică este pe față. M-am referit la parametrii care o caracterizează, deficit bugetar imens, mari probleme cu business-ul, despre care nu se știe cum va ieși din această pandemie. În aceste condiții avem și exacerbarea luptei politice, este un lucru probabil firesc, dar exacerbarea asta are loc din cauza că se apropie alegeri prezidențiale. A apărut imaginea, a dispărut sunetul, putem face ceva? Haideți să încercăm să restabilim legătura, între timp continuăm dialogul. Bine, da, da. Restartăm legătura și noi continuăm de aici, din studio. Cred că nici sunetul nu este bun. Domnul Bosan, încercăm să restabilim. Înțeleg că este nevoie de deconectare și reconectare.
domnilor, doamna Rodica Ciobanu, noi vom, așa cum am promis, o să mergem și pe abordări sectoriale în ceea ce privește necesitatea, posibilitatea modificărilor în viața noastră, în comportamentul nostru. O să vorbim cât ne permite timpul despre sectoarele care se referă la economie, la societate, doar că, ținând cont de genericul titlului, genericul ciclului nostru, care își zice dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice, aș vrea să reușim mai întâi să vedem dacă și ce fel de modificări generează pandemia în aspectul politic, în special în aspectul culturii politice, care se referă la oameni, nu la politicieni. Atitudinea oamenilor față de politicieni, față de stat, față de acțiunile pe care le întreprind autoritățile, clasa politică în general. Doamna Ciobanu, dumneavoastră ați sesizat sau credeți că pot exista astfel de modificări? Pandemia poate, izolarea, zicea domnul Boțan, că izolarea predispune meditație. La meditație. În aspect politic, dacă s-a schimbat ceva, de exemplu, în încrederea față de politicieni, în față de autorități, față de presă, pentru că nu avem cum să plasăm presa acum în starea ei, nu avem cum să o plasăm în alt domeniu, de exemplu, în domeniul social, cred că, cu părere de rău, ea trebuie privită în contextul politic. Și după aceste toate meditații, dacă oamenii pot, ar vrea, trebuie să își schimbe atitudinea, comportamentul în sens politic, la alegeri, de exemplu, la predilecții politice. Vă rog. Dacă mergem din direcția vulnerabilităților umane, frică, durere, moarte, ceea ce acum este, se simte cu acuitate de fiecare persoană, ele, ori în condiții de stare excepțională, în stare de normalitate, ele sunt aceleași. Doar acum s-au acutizat, dat fiind faptul că presa în permanent a încercat să țină la curent opinia publică asupra modului în care se derulează evenimentele în spațiul sănătății, în mediul sănătății publice, cât și acțiunilor pe care le ia guvernarea pe această dimensiune. Cel mai important lucru pe care eu îl văd este o lecție pe care probabil trebuie fiecare, atât cetățeanul cât și guvernele, indiferent de ăsta sau cel care poate fi mâine poi mâine, este că relația de reciprocitate dintre cetățean și guvernare trebuie să fie una care acționează în folos reciproc. Atât cetățeanul în folosul statului prin contribuții la buget de stat, spre exemplu, dacă vorbim despre dimensiunea economică, atunci când este nevoie statul să poată să aibă rezerva necesară pentru ca să acopere niște necesități în stările excepționale. De pe altă dimensiune, mediul politic, clasa politică, întotdeauna, în toate timpurile, trebuie să ia actul de guvernare în serios. Este o misiune, este o povară, este o grijă pentru un popor, o țară. Și fiecare acțiune care este făcută astăzi să fie făcută în baza unei diagnoze a situației de astăzi pentru o prognoză a situației de îmbunătățire pentru mâine. Cred că asta este ceea ce trebuie să învățăm fiecare dintre noi și cei care sunt la guvernare și cei care zi de zi avem niște acțiuni în care relaționări cu instituțiile statului, cu cetățenii, cu colegii, cu prietenii, cu rudile. Deci, fiecare dimensiune, regulile trebuie să rămână aceleași. Mulțumesc, domnule Erizanu. Avem de învățat, putem învăța, vrem să învățăm în aceste relații care, până la urmă, se constituie în anumit nivel al culturii politice. Suntem obligați să învățăm, indiferent dacă vrem sau nu vrem, fiindcă noi am descoperit că avem un stat slab. Am descoperit că avem un stat și adică el s-a dezgolit până la sânge, fiindcă noi până atunci și nu ne viza direct. Acum noi simțim, fiecare cetățean simte pe pielea lui. Și
suntem obligați să încercăm după pandemie să construim un sau să trăim într-un concubinaj onest cu cetățeanul Republicii Moldova, cu statul. Fiindcă, de fapt, aici apare problema. Statul, cetățenii în situație de felul ăsta, după ce au plătit impozite și priveau statul ca o putere supremă, care este obligat pur și simplu din datorită faptului că el are forță în fața individului, ești obligat să oferi impozite și o parte din veniturile tale atunci când nimerești în situații de criză de felul ăsta, cetățeanul în subconștientul lui a vrut ca statul să reacționeze și să-l ajute. Fiindcă eu vorbeam fost o întâlnire cu diferiți oameni de afaceri la începutul pandemiei, și oameni care gândesc în spirit liberal vorbeau despre faptul că da, noi acceptăm economia de piață, noi acceptăm situația în care statul nu se implice în reglementări și așa mai departe, dar suntem într-o situație când statul este obligat să ne ajute, fiindcă altfel noi riscăm să nu putem supraviețui. Adică este o situație în care eu cred că dacă statul reacționa mult mai prompt în prima fază, în care era mult mai deschis pentru susținerea concretă a cetățenilor și a oamenilor de afaceri, cred că situația în ziua de astăzi era un pic alta. Fiindcă noi acum intrăm, adică au fost două luni de oprire brusc, practic, a întregului sector economic. Pandemia care continuă acum și îmbolnăvirile astea de 200 pe zi, tare mai tem că va mai dura și atunci, practic, economia două luni va încerca să-și revină, dar dacă noi intrăm încă în două luni suplimentare de inactivitate, atunci va fi foarte dureros și nu știu cine își va putea revine. De exemplu, Gallimard, una dintre cele mai mari edituri franceze, în timpul pandemiei, vânzările au scăzut cu 90%. Ca să vă dați seama de dimensiune, iar bugetul unei edituri de genul Gallimardului este mai mare decât bugetul Republicii Moldova. Adică efectul este și țările unde statele funcționează și au încercat să fie onești prin democrație și prin istorie, au încercat să fie onești în această situație pe cât s-a putut, fiindcă îți dai seama că oriunde sunt probleme și ele apar în asemenea situații. Dar ei au făcut tot felul de proiecte și planuri de subvenționare directă a oamenilor. Fiindcă, de exemplu, ghizi de la muzei din Germania le-au venit la începutul pandemiei, pe cardurile lor le-au intrat salariile pe 3 luni, adică din contul Guvernului Federal al Germaniei. Lumea a avut grijă de cetățenilor, spre deosebire de Republica Moldova, care a încercat să vină cu niște măsuri economice, dar până la urmă a lăsat oamenii de afaceri cu bancherii, să lămurească cu bancherii. Și nu cred că sunt suficiente măsurile care, adică ele sunt măsuri de supraviețuire, nu sunt măsuri de relansare a economiei. Și asta înseamnă că mi-a pare bine, adică eu sunt uimit de optimismul domnului Boțan că bugetul va scădea cu 6% în Republica Moldova, fiindcă Marea Britanie vorbește de o scădere de 8% și economia britanică era mult mai, sau este mult mai matură decât economia Republicii Moldova, adică mi-e pare că noi să intrăm într-un deficit bugetar mult, mult mai mare. Domnul Boțan, sunteți? Domnul Boțan? Nu avem. Este. Vreau să vă întreb și pe dumneavoastră despre cultura politică care se ridică la alt nivel, scade la alt nivel și dacă tot ce a zis până acum domnul Erizanu se referă de fapt la aspectul economic, dacă asta se poate constitui în stimulente pentru modificarea culturii politice. Sigur că da. Mai departe,
Boțan, domnul Boțan nu este bine. Domnul Boțan nu este bine. Da, voi vocea nu o înțelegem. Haideți să facem o mică pauză. Cerem scuze, legătura cu domnul Boțan nu a fost foarte bună și suntem nevoiți să deconectăm. Mergem în continuare cu discuțiile împreună cu colegii de aici din studio, doamna Rodica Ciobanu și domnul Gheorghe Ierizanu. Cred că putem considera încheiată analiza
care se referă la aspectul politic, la cultura politică a societății pe perioada pandemiei și post-pandemie. Acum ziceam că o să avem posibilitate să mergem să urmărim situația și așteptările sectorial. Înțeleg că am pierdut puțin timp și nu vom reuși atât de detaliat fiecare. De aceea vă propun, stimați colegi, să revenim la două elemente pe care dumneavoastră împreună le-ați considerat esențiale pentru ceea ce avem de făcut acum noi ca societate și de acum înainte. Ziceați de îmbunătățirea sistemului sanitar și de îmbunătățirea sistemului educațional. De ce aceste două domenii sunt cruciale din punctul dumneavoastră de vedere și ce avem de făcut și cine ce are de făcut pentru aceasta, domnul Erizan? Avem de făcut reforme, avem de făcut ceea ce încearcă acum să facă Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Avem nevoie de optimizat numărul mare de universități care produce absolvenți cu certificat și nu produce specialiști, fiindcă fără specialiști Republica Moldova nu are absolut niciun viitor. Avem nevoie de regândit sistemul de predare în școli, avem nevoie de colapsul din sistemul sanitar. Ne-a demonstrat că majoritatea medicilor, mai ales în provincie, sunt medici 50 plus. E vorba de îmbătrânirea medicilor din afara Chișinăului, ceea ce este foarte grav. Aceeași situație este și în domeniul educațional, pur și simplu. Și bănuiesc că și sistemele care au fost învățământul de la distanță a scos în veleag și această problemă, fiindcă profesorii care au peste 60 de ani, nu știu cum sau cât de bine s-au descurcat cu învățământul de la distanță. Pe de altă parte, înțeleg foarte bine pe profesori și cred că doamna Ciobanu va spune mai mult, dar eu am un scriitor care predă la Universitatea din Bălți și care niciodată nu-și notează numele pe telefon mobil cine apare. Și eu l-am sunat și i-am spus că sunt un student și mi s-a deconectat telefonul și rog să-mi povestească lecția care a povestit-o online, să mă povestească și mie la telefon direct. Și atunci el a explodat și eu mi-am dat seama ce efort imens depun profesorii pentru a preda de la distanță. E exact, adică avem și noi situația când, datorită tehnicii, domnul Boțan este cenzurat, vrea el sau nu vrea. Așa că problemele astea sunt, sper că, și am auzit vorbe din partea oficialităților, că își dau seama și conștientizează problemele și au vorbit direct de sănătate și educație, care sunt probleme prioritare și care țin de stat. Sunt structurile statului în care statul trebuie să aibă încredere. Statul trebuie să le construiască, cetățeanul trebuie să aibă încredere. Trebuie. Vă rog. Este sistemul educațional nu a fost pregătit pentru ca să-și continue, nu a relua peste o perioadă de timp, dar ca să continue respectând standarde de calitate și respectând în primul rând dreptul la educație a discipolilor, ca să le ofere studiile și în condițiile respective. Eu mă gândeam că unii dintre pedagogii de vârsta a treia despre care dumneavoastră vorbeați numai ce au făcut acte de eroism în această perioadă, pentru că au încercat și au reușit într-un final să se învețe cu ajutorul studenților și aici m-a bucurat cel puțin pe mine faptul că în condițiile respective studenții s-au oferit să instruiască profesorii la o vârstă aflată mai înaintată asupra modului în care funcționează platformele acestea online ca să poată ei beneficia de studii sunt de calitate. Sunt și acestea semne de modificare a atitudinii, comportamentului, eu sper că este o atitudine care
începe să se construiască în relația dintre elev, învățător, student, profesor. Să se reașeze, poate. Să revină la normalitate, probabil, pentru că din observațiile pe care le-am avut în această perioadă și opiniile expuse de studenții universității de stat, nu pot să extind că situațiile probabil sunt diferite și nu pot fi măsurate cu aceeași unitate, dar studenții noștri au spus că am ajuns în condițiile în care să ne dorim să revenim în auditoriu, să fim față în față, să simțim comunicarea cu profesorul și atunci când adresăm o întrebare să ne răspundă. Suntem gata să ne trezim cu o oră, două mai dimineață, să suportăm parcursul în traficul aglomerat și să fim la oră de dimineață somnoroși încă la orele din sală. Cu toate că au fost și din studenții care s-au adaptat foarte rapid și au rămas mulțumiți de faptul că au reușit să nu depună un efort prea mare să fie instruit la distanță. Dar, în general, dacă trecem la o altă scară, la scara societății, sistemul educațional este un fundament pe care crește societatea. Toate domeniile în care noi avem specialiști și în economie și agricultură, toți trebuie să fie pregătiți. Pentru că, odată cu aderarea la procesul de la Bologna, un pic accentele s-au schimbat. Trebuie să fim foarte pragmatici, să soluționăm probleme înguste și cunoștințe generale mai puțin avem nevoie. Și atunci, în condițiile astea, cel puțin este opinia mea, eu cred că s-a dovedit odată în plus că societatea cunoașterii, deci ne impune ca să fim pregătiți interdisciplinar, multilateral, astfel încât să putem să facem față și acestor situații, pentru că aveam și eu cele mai așa superficiale, aș putea zice, cunoștințe în tehnica de calcul, reșind de necesitățile pe care le-am avut până la această etapă și undeva blamam copiii și ai mei și studenții că exagerează cu tehnica de calcul, cu instrumentele, calculator, telefon folosit și am ajuns să schimbăm moneda pe cealaltă parte și să găsim avantajul în această perspectivă. Dar totodată societatea se construiește pe oameni capabili să gândească, să facă analize critice, să ia atitudini, să aibă verticalitate și atunci aceasta va fi și o societate sănătoasă. Sistemul medical, el instruiește copiii care vin din învățământul preuniversitar și atunci noi trebuie să luăm o abordare sistemică. Deci toate lucrurile sunt extrem de simple dacă le vedem conectate toate împreună. Dacă le luăm separat și reparăm astăzi o bârnă de la gard, deci asta nu înseamnă că bârna de la același gard mâine nu va da gardul jos. Mulțumesc mult! Să completez. Da, vă rog. Doamna Ciban a vorbit despre sistemul de la Bologna și specialitatea îngustă și vorbim de specialiști care să-și cunoască meseria, dar sistemul educațional are nevoie și de suportul moral care vine prin cultură. Și atunci când vorbim de educație, trebuie să ținem cont că, de fapt, sunt doi frați gemeni în care vorbim de educație și de specializare îngustă, în care să fii un bun specialist și să ai suportul moral prin cultură generală, prin cultură, ca să poți, fiindcă atunci când poți fi un specialist foarte bun, dar dacă nu ai o cultură morală, atunci ai putea face lucruri mult mai proaste și mai urâte pentru societate decât un specialist mai slab. Eu avem o formulă, lucru rău făcut bine, se poate întâmpla. Da. Ziceam la început că am vrea să ajungem și la așteptările pe care le avem după această pandemie, care oricum am convenit că ne impune anumite modificări de comportament, de sistem, de atitudine, de relații. Am să vă rog să vă pronunțați ce așteptări aveți, ce așteptări poate avea societatea, dar pentru a fi mai convingători, haideți să vă propun să pornim de la ce se poate întâmpla cu așteptările noastre dacă modificările nu se realizează, dacă nu se conștientizează. Poate, pornind de la un tablou
mai greu, mai urât, ca să zic așa, poate lumea să înțeleagă mai bine de ce este nevoie să facem aceste modificări. Dar nu ceva. Ce se poate întâmpla? De exemplu, inclusiv, nu doar, dar în sistemul medical și în sistemul de educație, dacă nu tragem învățăminte. Fiecare lecție învățată este o soluție pentru o problemă. Și dacă lecția pandemiei, în condițiile de acum, le vom învăța și vom încerca să dăm acele soluții pe care le vedem pe moment, pentru că cred că este imposibil, mai ales în condițiile în care se anticipează sau se încearcă să se anticipeze o a doua manifestare a pandemiei în perioada de toamnă, și atunci, în aceste condiții, eu, revenind iarăși la acele lecturi pe care le-am făcut, în special ciclurile de ciumă care au fost perioada medievală, deci pentru că perioada a fost favorabilă ca să mai citim câte ceva, cel puțin în afara domeniului profesional permanent, și atunci am înțeles că fiecare soluție, mecanisme gândite, neînvățate, ele vor fi fatale la o altă etapă. Deci pentru că un sistem social care a dezgolit, a evidențiat anumite lacune și lacune serioase pe anumite dimensiuni, nesoluționate sau neidentificate acele instrumente care ar putea să conecteze aceste breșe în sistem la tendințele de actualitate, la problemele pe care le avem, atunci eu nu cred că ar putea să mai rămână funcțională această societate și să o numim societate, pentru că simțul ăsta de solidaritate pe care l-au manifestat oamenii, deci probabil că el și așteaptă anumite reacții inverse. Deci că noi suntem cu voi, noi oferim suportul necesar, dar avem nevoie și niște politici de stat în această direcție. Pentru că noi vorbim despre sistemul de sănătate publică, de instituții de stat, de instituții de cercetare științifică care acum și-au conjugat eforturile pentru a identifica acel vaccin, și vorbim despre și adaptarea acelor măsuri care au fost luate la nivel local la măsurile care au fost luate pe plan internațional. Și probabil că, cel puțin urmărind măsurile sau mecanismele, instrumentele pe care le vor adapta treptat, etapă cu etapă, fiecare dintre statele marcate de această problemă, și încercând să le regândim din perspectiva noastră națională, locală, poate că cel puțin acestea ne-ar salva ca popor, ca națiune. Pentru că problema cea mai mare pe care noi, ce a fost pandemia, ce este în fond, că nu s-a finalizat, eu în speranța trăind că poate se încheie, este un instrument de coerciție demografică. Și acest instrument de coerciție demografică devine mai dureros în condițiile în care rata de natalitate la noi în ultimii 30 de ani nu a fost una în creștere, dar în descreștere, în ultimii ani un pic fiind în creștere, rata de mortalitate destul de problematică și media sau speranța de viață mică, joasă pentru Republica Moldova, și în afară de aceasta am mai avut și valurile acestea de migrație foarte mari, fiind o republică și cu mari probleme de sănătate a persoanelor care sunt la o medie de vârstă tânără în fond. Deci pentru speranța de viață din Europa, persoana la 40 de ani este o persoană care trebuie să fie perfect sănătoasă. Și atunci, deci avem o totalitate de elemente care ele trebuie gândite prin politici, gândite și implementate. Poate cu unele vărsări de sânge, ar zice, adică dureroase. Operații chirurgicale. Da, dureroase, dar necesare. Pentru că altfel trebuie să înțelegem că trecem peste asta, oricum surprizele pot fi diferite. Pentru că până la pandemie nimeni nu s-a gândit. Puteam să ne gândim la foamete, la sărăcie din cauza secetei, la un conflict armat.
dar nici de cum la un virus care în condițiile științei actuale mulțumesc. Nu puteau să ne atingă. Mulțumesc, domnule Erizanu. Haideți să acceptăm modelul de a răspunde la întrebarea doamnei Ciobanu. Ce se poate întâmpla dacă nu avem niște modificări și ce se poate întâmpla sau la ce ne putem aștepta dacă urmăm tendințele sau ce ne sugerează soarta, vremea. La primul element al întrebării, efectele negative eventuale, aș vrea să intrați poate un pic în detalii la un subiect pe care l-ați amintit întreagă. Anumite forțe pot folosi, spuneți dumneavoastră, scria autorul unei cărți pe care ați citat-o, pot folosi pandemia pentru a instaura anumite regimuri autoritare, nedemocratice. Deci de la ce se poate întâmpla rău până la ce se poate întâmpla bine. Da, vorbeam de romanul 2020 a scriitoarei din Israel, care vorbește despre instaurarea dictaturii Organizației Mondiale a Sănătății. Romanul așa se numește 2020. Pe de altă parte, globul și societățile liberale și democratice au trăit două luni cu interdicții și îngrădirea libertăților umane. Adică a fost o încercare și lumea a acceptat, din cauza pandemiei, a acceptat să-și micșoreze drepturile elementare ale omului. Adică noi am trecut prin această experiență. Vedem că imediat după încetarea pandemiei în anumite orașe ale lumii au apărut și reacția inversă, în care au apărut tot felul de manifestații antistatale în diferite țări. Adică explozia a fost și aici. Pe de altă parte, vestele galbene din Franța, am înțeles că în prima fază nici nu s-au oprit din demonstrații, adică ei au continuat și în perioada pandemiei. Dar eu privesc orice criză, oricât de dureroasă ar fi, ca o oportunitate. Problema este cât de repede reacționăm și cât de adecvat reacționăm. Fiindcă noi avem cazul Uniunii Europene și a ideii germano-franceze cu un pachet de 750 miliarde de euro pentru relansarea Uniunii Europene. Și asta ar însemna, dintre care 500 de miliarde sunt granturi. Și asta ar însemna construcția și crearea unei noi platforme de dezvoltare pentru Uniunea Europeană. Adică statele Uniunii Europene, chiar dacă vor fi negocieri și vor fi negocierile, din câte îmi dau seama, vor dura, dar statele Uniunii Europene privesc spre viitor, folosesc această oportunitate ca să dezvolte și să întărească Uniunea Europeană. Problema noastră este că dacă noi ne măcinăm în tot felul de filme compromițătoare, de încercări de a schimba traiectoria discursului public de la problemele grave prin care trece fiecare om la problemele grave ale doi sau trei oameni, atunci noi riscăm să pierdem oportunitățile care apar în această perioadă de criză. Mulțumesc, domnul Erizanu, că ați fost dumneavoastră tot atât de optimist la sfârșit, cum s-a arătat optimist domnul Bosan la început. În ceea ce privește soluțiile și modificările despre care am încercat să discutăm astăzi. Vă amintesc, dezbaterea de astăzi s-a intitulat Societatea Moldovenească în pandemie, lecții învățate și lecții de învățat. Au participat doamna Rodica Ciobanu, doctor în filozofie de la Universitatea de Stat din Moldova, domnul Gheorghe Erizanu, editor, editura Cartier și, de la distanță, o parte din această discuție ne-a sprijinit și domnul Igor Boțan, expertul permanent al proiectului nostru. Vă mulțumim pentru atenție, dumneavoastră, pentru participare, pentru explicații, pentru dezghiocare și pe cei care ne urmăresc, îi invităm să ne urmărească la o altă dezbatere care se va produce tot aici, tot la aceeași oră de început, ora 12, luni,
1 iunie, dacă nu greșesc. Mulțumim, la revedere!